Salutare! Haideți la Bon Jovi! În câteva ore, în piața Constituției Bon Jovi, pentru prima dată în România. După 20 de ani ne așteptă această clipă, întâlnirea cu John și cu Ricci. Veniți cu noi la Bon Jovi! După 20 de ani ne întâlnim cu Bon Jovi, hai România! Ia uite-l și pe Mircea, a venit la Bon Jovi. E bine că mai adie vântul. Minte nu tai mâneci. 20 de ani merită, ha? Next time. Da, mă rog, să fie că ăsta, exact. Ca să mă uit, să mă uit să văd ce e. Nu știu ce tricou e, că nu le știu de afară. O să îi cumărim sau... Această seară avem o seară însă foarte, foarte pierdute cu Jean Bon Jovi și cu Panicinitese. Bon Jovi concertează în ieri în România în această seară. Am ajuns la București chiar înainte de deschiderea porților. A fost o începere tip din România, dar aduce aproape 1000 de oameni așteptau să intre și am stat 20 de minute în soare până s-au deschis porțile. În deschidere vor fi Punky Q la ora 18:20, la ora 19:20 va fi Still Born, după care, datorită concursului făcut de proiectul de la Rock FM, a ajuns și ea să deschide la Bon Jovi. Iată, la ora 20, bineînțeles, începe concertul în premieră cu Bon Jovi. După 20 de ani avem aici, în piața Constituției, o scenă imensă și, bineînțeles, foarte multe lucruri la superlativ. Deocamdată atât în piața Constituției, detalii în zilele următoare. Excuse me, nu, 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 nu,
Andrei, câștigătorul de la concursul cu AC/DC, l-am văzut aici împreună cu prietena lui, hai lângă noi. Așa, au intrat deja Viriu și în ei și au ajuns la Bon Jovi. Andrei, după ți-am introdus virusul la AC/DC? Da. Anul trecut eram tot aici. Da? Și? Cu mine. Da? Ai schimbat stilul de muzică? Nu? Tu cum te numești? Livia. Bine, ești Mediaș? Nu, din Constanța. Din Constanța. Mediașul și Constanța au ajuns la Bon Jovi. Și Mediașul Rox. Vă spunem cum a fost ceva mai târziu. Bă, principalul că nu-i cald, că numai vremea numai bună. Dacă era drag, era nașa. Că de ce ești mult două ore? Ba, nu. Okay, I've been. Where are you from? Israel. For the first time in Romania? Yeah. Special for Bon Jovi? Yeah. Special for Bon Jovi. All the way from Israel to Bon Jovi. And you will stay here in Romania a few days after the concert? Yeah, yesterday we visited Sinaia and the brand, Borsov. We like it very much. You like Romania? What's your name? Yami. And yours? Yossi. We are brothers and sisters. Okay. And Bon Jovi rocks, no? Yeah. I like him since I was 12.
Thank you.